Judecătorul Cristi Danileț le-a vorbit astăzi tinerilor romașcani despre un proiect de educație juridică al cărui obiectiv este familiarizarea elevilor cu noțiuni elementare de drept necesare în viața cotidiană. Am fost invitat de primarul orașului dumneavoastră pentru a mă întâlni cu tinerii, cu adolescenții, să le explic pe înțelesul lor câteva lucruri elementare despre justiție și lege, despre individ și stat, despre drepturi și mai ales despre responsabilități. Tinerii trebuie să înțeleagă că de la vârsta de 14 ani răspund penal și contravențional, adică pot să intre în contact cu legea, să fie sancționați de către un judecător, de către un polițist. Ori interesul nostru, a oamenilor legii, este să prevenim săvârșirea de infracțiuni și de contravenții, să avem tineri mai responsabili. Cumva vrem să prevenim încălcarea legii, să avem mai puține cazuri cu minori implicați în cauze și, desigur, mai multă responsabilitate. Din păcate, în ultima vreme asistăm la un val de ilegalități săvârșite de către tineri. Vorbesc aici de bullying-ul în școli, vorbesc de acte de corupție la bacalaureat, de traficul de droguri sau consumul de droguri și etnobotanice sau de șantajele pe internet. Folosirea tehnologiei astăzi a mărit numărul infracțiunilor comise și atunci cumva încercăm să coborăm de la pupitru, de la tribuna noastră, să ne implicăm în prevenirea săvârșirii de acte ilicite. O problemă actuală este faptul că tot mai mulți tineri nu cunosc legile justiției, dar sunt totuși obligați să le respecte. Deci o serie de cursuri în școli despre justiție ar fi o alternativă bună. Avem o mare problemă în România, că cerem tuturor cetățenilor care au 14 ani împliniți să cunoască legea, dar nu le predăm legea mai înainte de a împlini vârsta de 14 ani. Atunci încercăm să găsim o soluție de compromis. În urmă cu câțiva ani de zile s-a încheiat un protocol între Ministerul Justiției și Ministerul Educației, prin care accesul judecătorilor și procurorilor în școli este facilitat, de asemenea accesul elevilor în tribunale pentru vizite este ușurat. În plus însă vrem ca o materie de gen educație juridică, educație legală, dacă vreți, să fie predată în școli încă dinainte de a împlini vârsta de 14 ani copiii. Deci autoritățile ar trebui să sprijine ca la nivelul fiecărei școli sau liceu din localitate să se ia decizie la nivelul școlii, să se ia o decizie pentru a se identifica clasele și profesorii ce pot preda o astfel de materie de educație juridică. În al doilea rând, copiii pot să participe la ședințe de judecată simulate, la vizite în tribunale, organizate în baza protocolului dintre Ministerul Justiției și Ministerul Educației. Noțiunile predate în cadrul orelor de educație juridică se referă la principalele norme juridice aplicabile în familie, la școală, pe stradă, la regulile juridice de comunicare în mediul online și offline, dar și la elemente primare ce țin de domeniul penal, dreptul muncii, etică și anticorupție.